Galbenverzii au încheiat prima jumătate de oră cu un avantaj de 2 goluri în urma reușitelor semnate de Alex Vamanu, cu un șut deviat de un adversar, și de Andrei Mateiciuc, care a înscris după o acțiune pe partea stângă. Scorul final a fost stabilit de Robert Grumezescu dintr-o lovitură de la 11 metri. Selim Benașur a rulat 21 de jucători în amicalul de miercuri, 10 dintre aceștia venind pe areni în această iarnă. Florin Logofătu, Daniel Bejenar, Andrei Pavel, Andrei Vițelaru și moldoveanul Alexandru Vremea au semnat deja cu Foresta. În schimb, Alexandru Vamanu de la FC Botoșani 2, Andrei Marțolea de la LPS Suceava, Florin Chiseliță, Gabriel Vatamaniuc și Cristofor Voloc, toți trei de la Zimbru Siret, încearcă în continuare să-l convingă pe Selim Benașur că pot face față în Liga a 3-a. În cel de-al doilea meci amical din această iarnă, Foresta va întâlni vineri de la ora 12 pe terenul liceului cu program sportiv, formația CSM Pașcani.